După înfrângerea de pe teren propriu în fața pandurilor de la Târgu Jiu, atmosfera nu este una prea agreabilă în rândul jucătorilor de la Astra Giurgiu. Eșecul a venit în contextul în care salariile nu sunt plătite de mai mult timp, iar unii dintre membrii echipei se gândesc deja la un transfer. Alții sunt mai răbdători și speră ca drepturile salariale să fie achitate curând, așa cum s-a promis. Până acum avem câteva de salariu să fie plătit, dar n-a spus că când vor plăti câteva de zile, așteptăm. Cred că asta se întâmplă la toți club, cred că e un lucru normal la muncă, când muncesc, nu? Dar așteptăm că clubul poate să rezolva și avem încredere în asta. Normal că e greu, că tu muncești în fiecare zi, așa ajungi la final de luni și trebuie să aveți bani și ce e foarte greu. Te-ai gândit și tu la un transfer la un moment dat? Da, normal că totul nu se gândește să pleci. Așteptăm să vină ocazia, pot să plec. Gustul amar apărut după partida cu pandurii Târgu Jiu nu pare să persiste prea mult. Fotbaliștii de la Astra consideră că au toate șansele să facă un campionat cât se poate de bun. Avem pe Budescu să revine, Filipe, vine și Bubacar. Astăzi a avut doi jucători cu probleme stomacal. Așteptăm să iei să revine. Clar, cum să nu, avem un lot foarte bun. Putem să jucăm cu orice jucător pe poziție și avem garanția că putem să facem un campionat bun. Următorul meci al Astrei va avea loc sâmbătă 19 septembrie. Lotul condus de Șumudică se va deplasa la Cluj pentru a juca împotriva echipei CFR.